de fapt, în planul de activitate, întâmplător am nemerit să fie și afișul la fel. Evenimentul l-am programat pentru 3 ore, pentru 50 de persoane. Și ce am realizat? Am realizat două evenimente, una de 3 ore cu 50 de participanți și una de 3 ore cu 54 de participanți. De ce? Pentru că au fost foarte mulți, trebuia să te fac în două, una a fost în limba română și una în limba maghiară. Care a fost structura evenimentelor, vizionarea filmului Europa 50 de ani în lume, prezentare PowerPoint, istoria Uniunii Europene, Europa în mișcare și o bursă turistică, oameni, locuri, culturi. Bursa a realizat copii. A urmat un cocktail și un top. Europa 50 de ani a proiectat colega mea, de asemenea și prezentarea PowerPoint a prezentat colega mea. Agențiile de turism cred că e puțin mai interesant și prezint puțin mai detaliat. Au fost 4 echipe. De ce 4? Pentru că prezentările au fost foarte lungi și așa nu prea ne-am încadrat în timp. Am alocat 20 de minute să prezintă agenția lor turistică și 5 minute ca cei din public să întrebe ce doresc ei. Am avut 4 agenții, Smile Travel 2010, Dream Travel și așa mai departe, Biroul de Turism Minunile Transilvaniei, dar n-au prezentat numai Minunile Transilvaniei, au prezentat de fapt România. Oferte turistice, deci nu numai locuri, au prezentat și evenimente și obiceiuri din fiecare țară. Smile Travel traversat Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Ungaria, Dream Travel, Spania, Portugalia, Franța, Germania, Austria, iar Europa, București, Sala, Amsterdam, Londra și așa mai departe. Betian Turist a pornit din Moldova, din Maramureș și a trecut în Moldova și a venit înapoi din trei recursuri spre Suapa, Cluj și pe la Aiurea, pe la Arada, părăsit țara. Toți participanții au fost premiați. Am făcut și tort pentru fiecare eveniment separat și am divizat în 54 de bucăți în Europa, dar în sensul bun al cuvântului, pentru că am avut 54 de participanți. Iar a fost un moment mult așteptat, cocktailuri, am avut și karaoke, să știți, dar nu am poze cu karaoke, pentru că tot timpul cocktailuri s-a cântat, a fost o muzică de fundare. Iar astfel s-a terminat un happy day.